România este pregătită să asigure un mediu favorabil, un mediu sigur pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze împotriva COVID-19. Am organizat activitățile logistice necesare pentru recepția, pentru stocarea și distribuirea vaccinurilor la nivelul centrelor de vaccinare, prin acțiuni sincrone și compatibile cu cele derulate la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Și eu mă vaccinez. Urmăriți programele secției Alte minorități de la TVR. Bileu din județul Prahova este celebră pentru muzicanții care au dus acordurile lăutărești peste tot în lume. Tinerețe, ține-mă, bătrânețe, lasă-mă, că-mi e dragul să trăiesc, că-am trei flori să mi le cresc. Vreau să-mi crească florile, să le dau cântecele și atunci pot să îmbătrânesc. Să mă îngrez. Haide, haide, mai umpleți paharul, să ascultăm ce vrea să cânte astăzi lătărul. Haide, haide, că viața-i frumoasă, când e omul sănătos și la el în casă. Localitatea nu are în momentul de față decât 3 cetățeni de onoare, spre deosebire de alte localități care au cu zecile, în general, oameni politici. Noi avem un muzicant de-al locului, pe doamna Gabi Luncă, care, deși nu a locuit în Vărbilău, este născută la Vărbilău, mai uită dumneavoastră ei din când în când de Vărbilău, dar noi ne-am adus aminte și a fost al doilea cetățean de onoare al acestei localități. Cu prilejul evenimentului respectiv i-am solicitat și acordul de a organiza un festival de muzică lăutărească sub genericul Gabi Luncă, care cred că a ajuns pe la ediția a 10-a. Pe Gabi Luncă o știe tot omul, fie de dinainte de 1989, fie de azi, deoarece melodiile interpretate de cântăreață împreună cu grupul lui Ion Onoriu sunt nemuritoare.
În 1953 ea devine solistă a grupului muzical muncitoresc din Băicoi, iar între 55 și 57 are câteva colaborări cu orchestra Flacăra Prahovei. Înregistrează alături de Ion Onoriu din 1970, mai înainte ea colaborând cu frații Gore. În 1973, practic toate înregistrările ei sunt făcute alături de acordeonistul Ion Onoriu, orchestra în care intră mai târziu și Mieluță Bibescu. A cântat pentru oficialitățile vremii, fiind foarte apreciată și a susținut concerte în Israel, în Germania Federală și la New York, ultimul dintre ele în 1983. Jurnalista germană Grit Friedrich a zis despre ea: este o voce de argint, deși cântecul ei este ușor încordat. A fost de multe ori copiată, însă nimeni nu a reușit să o egaleze vreodată. Vino de sărbători, să mă vezi cântând la flori. Oh, oh, băi, năicuță, băi, cu ghelețile încărcate, pline de flori colorate. Oh, oh, băi, năicuță, băi, gărofeza în bine, pune-se de mine, necă pentru într-un pom pe o crenguță, frumos cântă o mirliță, mă. Că e tare supărată, că e tare supărată, mă. Cântă, măi, mirliță, cântă, că toată lumea te ascultă. Cântă mai mult pentru mine, că și eu sunt tot ca tine, mă. Că și eu sunt supărată, că și eu sunt supărată. De măicuța lăsată, mă.
Vom poposi astăzi în județul Prahova pentru a afla mai multe despre proiectele importante care se derulează în acest județ pentru comunitatea romă, care sunt problemele cu care se confruntă această minoritate și ce soluții au fost propuse pentru a sprijini dezvoltarea minorității la nivel local. Vom afla toate acestea de la localnicii din comunitățile de romi, precum și de la reprezentanții acestora. Noi, comunitățile de romi, venim cu un handicap de la istorie. Știți că noi am fost robi până în 1859 și nici românii nu sunt prea vechi. Sunt 100 de ani România există, sunt așa ca țară. E, noi, spre deosebire de majoritari, avem niște comportamente și niște cutume frumoase și problematică, fiindcă majoritatea oamenilor liberi lăsați de Alexandru Ioan Cuza i-au lăsat să rămână la marginea societății și la propriu și la figurat. Acolo am rămas și acum. De-aia sunt probleme mari vis-a-vis de integrare, vis-a-vis de educație, vis-a-vis de stimă de sine. Astea sunt problemele care, de la ele, de la aceste probleme, de la cutume și comportamente atipice, pleacă problematica socială de înțelegere a poziției noastre în comunitate și implicit problemele astea structurale de infrastructură, de locuire, multe probleme care nu sunt la noi speciale, dar spre deosebire de alte județe, noi suntem un județ mare, un județ cu potențial mare industrial, la câțiva metri de kilometri, la o aruncătură de băți de București, și totuși sunt comunități mari unde nu este apă în mileniu 3. Este incredibil. Avem comunitate mare chiar în Ploiești, Miu, unde au canalizare și n-au apă. Vă dați seama, pe pandemia asta, ce îndemn este, ce îndemn frumos este să spălați-vă pe mâini. Probleme mari am avut și o să mai avem. Fiindcă am înțeles, am fost în Câmpina, am fost în Vărbilău, în Poiana. Și o să mai veniți. Vă rog să mai veniți, că sunt foarte multe comunități unde sunt probleme grave. Și prezența dumneavoastră în comunitate mărește și stima de sine, văzându-se oamenii la televizor, ascultă și mesajul nostru direct și poate cineva se uită și începe să facă ceva pentru comunitatea de romi. De altfel, acesta este și scopul nostru, de a trage un semnal de alarmă către cineva care ar putea să observe și acești oameni care, de cele mai multe ori, cum ați spus și dumneavoastră, se află undeva la periferia oricărei localități în care ei conviețuiesc. Problematica nu se rezolvă vorbind la televizor sau venind eu, Micuță, sau domnul președinte Maghiolescu Ionel, fiindcă dacă n-ai om în Consiliul Local care să asiste când se asfaltează, unde se asfaltează, care sunt criteriile, unde se pune apă, când se pune apă, când se intră în legalitate, cine este, acolo se cunoaște tot și acolo se votează. Dacă nu ai om acolo, vorbim, de 30 de ani tot vorbim și doar vorbim. Și nu se cam mișcă mai nimic în comunitatea de rom. Acolo, în comunitatea din Șotel, în comunitatea din Câmpina, acolo pe groapa de gunoi, nu s-a văzut nicio mișcare. Noi evităm să facem proiecte cu fonduri europene, fiindcă noi nu suntem să implementăm proiecte. Noi suntem doar grupul țintă. Noi suntem beneficiarii proiectelor. Sunt Negru și Constantin, care domiciliez aici, în spațiul ăsta aici care este. De câți ani? Păi din 1971. Oho, aveți vechime. Da. Și nu văd că nu s-a putut face până acum nimic. Poate n-a putut să ne ajute. Cu ce? Cu ce? Hai să spunem. Păi să ne facă drumul și noi aici să putem să urcăm, să coborâm cum trebuie. Avem nepoți care merge la școală, copii. Și au și problemele lor, care așa cum se vede, nu cred că poate. Nu poate să mai continue așa cum s-a făcut până acum. Unde locuiți? Aici, doamnă, jos. Strada. În strada Alea Scărișoare numărul 7 și aici sunt aici de
40 de ani sunt locul ăsta, terenul ăsta, care sunt aici, gaura asta. Problema e cu gaura asta, pentru că eu am făcut zidul ăsta din banii mei și aici n-am mai avut să mai fac. Și am mai venit de vreo câteva ori de la primărie, după peste tot, și a făcut toată strada, de la cap la coadă. Și la mine aici n-a făcut, pentru că e închințat de toată lumea. Bun. Și vreau să fiu ajutat, că am copil la școală, am nepot și scapă cineva și... Așa, ce se întâmplă? Uite, așa vine, de câte ori vine nimeni. Și cu mașina, circulăm și cu mașina, și cu noi avem și mașină, noi putem să circulăm, și... mașina în curte și urlăm și cu apă, și apa, și apă, și... și apă, apă intră în bucătărie. Apa, dacă vreți să veniți acum, sau dacă e ploaie ceva, am intrat apa în bucătărie, de aici, după tot drumul. Nu avem canalizare, mai avem drumul după partea cealaltă, care nu este pietruit, nu e asfaltat. Aveți probleme cu apa care vine și vă inundă, probabil? Da, când vine apă, vine peste noi. Și cum vă descurcați? Foarte rău. Foarte rău. În rest, curent electric? Avem curent, avem apă, nu avem canalizare și... Deci, practic, cea mai mare problemă a dumneavoastră... Canalizarea și izvoarele astea captate. Faptul că oamenii nu au apă, nu este, de fapt, vina primăriei. Este fiindcă omul, asociația, societatea, sau cum se cheamă, operatorul de apă, nu face contracte decât dacă ai contract de casă. E, de aici pleacă. Oamenii problema construit... pe care am și întâlnit, îmi cer scuze, în comunitățile pe care le-am vizitat. De la această problematică, fiindcă oamenii, noi ne mulțim. Pe legea 15 s-au dat foarte puține locuri. Și dai locuri, dar trebuie să-l obligi pe om în 2 ani să construiască, să-și facă proiect de 2000 de euro. E greu. Așa, așa, improvizația, a făcut o casă, zi, mersi că are o să stea și nu e pe stradă, cerșător. Și a făcut acolo o casă, găsește o soluție, domne, și pune-l în legalitate, dacă nu grevează altă proprietate, într-adevăr, dacă ia primării. Sunt fel de fel de concesionare pe 49 de ani, uzul capiune, fel de fel de modalități. Într-unul din cartierele din Câmpina spuneau oamenii că locuiesc acolo de peste 40 de ani. Așa. Și nu au niciun fel de act. Neavând act pe proprietate, nu pot face certificate de naștere și așa mai departe, deci toate sunt legate. Iată, acesta este într-adevăr o problemă. Prima problemă este asta. Prima nu au problemă. Asistență medicală? Nu beneficiază de drepturi constituționale. Exact. Am Mimiu este un cartier de 100 de ani. De când era rafineria unul acolo. Romii lucrau, curățau cazanele de acolo, de păcură, de grudon, de toate alea ce erau acolo și s-au așezat acolo. Chiar și eu mă trag de acolo. Am avut un unchi care a locuit în Mimiu în neamul lui Durică. Ideea este că nici acum nu există un PUZ, un plan urbanistic zonal, fiindcă în momentul când vrei să ai o inițiativă, să pui în legalitate, înainte de toate trebuie să știi al cui este locul, cum este, cum așezi străzile, unde pui utilitățile și să știi amplasamentul. După ce ai PUZ-ul, poți să... Nu se vrea. Să ne capteze apa și nouă, că când plouă și când vine de sus, vine toată aici și ne lasă fără drum, ne lasă fără multe probleme care nu mai putem. Noi nu avem posibilități, avem câte o mică pensie și abia putem să ne descurcăm cu ce trebuie să plătim. Nu știu de unde provine, sunt 4 izvoare care eu le-am captat și le-am dus până mai jos și curt non-stop. Și curge apa în alte curți? Da, da, da. Non-stop. Și că plouă și că nu plouă, sunt izvoare care nu putem să le dăm de cap. N-avem cum. Câte familii locuiesc aici, în această curte? 6 familii. 6 familii. Și cu mine 7. 7 familii, da. Iată. În Câmpina, într-adevăr, sunt comunități de romi, ca de obicei, la marginea orașului. Sunt 1600 de romi. Ne aflăm și acum în comunitatea de romi, cartierul Oborului, în care aici ne confruntăm cu oamenii care nu au acte pe casă, n-au canalizare. Mai acum câteva
luni n-avea nici apă, nici lumină. Mă cheamă Lăcătuș Lucreția, sunt din Bistrița Năsăut, născută, crescută acolo. Îs de 25 de ani aici, în Câmpina, fără act, fără mutație, fără nimic, absolut, absolut n-am nimica. Dar cum ați ajuns în Câmpina? Aici m-am măritat, aici ne-am făcut casa, aici am rămas pe loc. Nu mai am plecat nicăria. Nu am mutație, nu sunt bună regulă cu actele încă. Absolut nimic. Asta e o problemă aici, da, în zonă. Da, da, da. Iar n-am social, n-am venituri, n-am nimic. Am un om bolnav, chinuie acolo pe pat în casă, vai de capul meu. Copiii merg la școală, departe de cartier? Da, care merg la școală, da, merg la școală. Și dacă e așa, se vede că nu sunt, ziceți că e ceva care nu se vede, nu mai poate să meargă așa. Întârzie, ba, zice murdari, ba... Dar și pentru dumneavoastră este o problemă. Pentru mine, nu mai zic ca pentru mine, un bătrân care-s bolnav și abia merg pentru până... Pentru oameni în vârstă. Da. Și da. Pentru tineret, da, da, da. Mai mult ăștia care merg la școală, copiii cel mai mult, și apoi noi bătrânii, vârnicii, care nu mai putem să urcăm și coborăm așa. Mă duc încolo, încolo, mă descurc. Nu pot să zic că nu mă descurc. Mă descurc. Cum pot, așa, din sărăcimea mea, mi-aduc, am. Îmi plătesc o lumină, îmi plătesc o apă, îmi fac cât îmi trebuie. Dar suntem pe amărâți că n-avem actele, alea se întâmplă ceva cu noi. O să murim, n-avem un act să ne ducă și pe noi ca oameni. Să fim și noi în rând cu oamenii. Aia vreau toată treaba și nu. Domnul Gavi și-a umblat, ne-a băgat apă, ne-a băgat și săracul lumină, pentru el avem și îi mulțumim treaba asta că o avem. S-a spătut cu toți primarii ca să avem și noi o apă. Trebuie canalizare, bă, canalizare, drum. Câți oameni, câte familii trăiesc aici? Aici sunt peste... Bine, ei sunt 80 de persoane. Noi suntem 80 de persoane, dar familii suntem vreo 40. Noi aici am îmbătrânit pe strada asta, aici avem să murim. Suntem curată. Oamenii se duc, mulți se duce cu ziua la lucru, alții prin pădure, cu după cătină, după ciuperci, care cum poate. Unii la social, problema e că locurile de muncă, ca de obicei, sunt limitate, nu numai la dumneavoastră, da, ci în întreaga țară. Da. Avem o problemă, le trimite pe fiecare de unde... N-avem doctor de familie. N-avem. Orice se întâmplă cu noi, noi sunăm salvarea, vine salvarea, ne face o injecție și dacă te duci la un doctor, îți cere asigurare. Păi dacă nu suntem din aici, n-avem acte, am umblat la măcea și am umblat pe acolo, pe la mure, pe la treburi. Aia a fost situația noastră. Și drumul nostru să ne-l facă. Stăm aici de 38-40 de ani, eu unul stau de 40 de ani. Nu s-a făcut nimic pe drumul ăsta. Doar promisiuni. Fiecare cum a venit la putere a promis. Dar nu ne trebuie promisiuni, ne trebuie fapte. Trebuie și nouă acte să și omul să nu poată să-și poată de unul singur pentru noi. S-a zbătut cât a putut. Iar în rest depinde de aia mari, care vine la putere. Face numai pentru ei, dar pentru noi de ce nu face? Pe lacul Peștiu nu s-a făcut asfalt, pe Scărișoare asfalt, pe Peștiu nu s-a făcut asfalt. Aici de ce nu se face asfalt? Există un dicton? Divide et impera. Nimeni nu vrea să fim uniți, fiindcă suntem cea mai mare masă de manevră electorală în momentul acesta. Și sper să nu mai fim, că domnul președinte Păun și noi încercăm să ne verticalizăm și să nu mai stăm să încercăm să ne ducem la stânga, la dreapta. Există probleme ale comunității rome în Florești? Da, există probleme ale comunității rome și nu numai. Există probleme în general. Nu sunt acte de proprietate. Canalizarea este prost făcută. Sunt multe blocuri, cămine de nefamilii și unde locuiesc persoane de etnie romă care nu au accesibilitate la toate serviciile, ca să spun așa. Este o comunitate de rom, cum a zis, frumoasă. Comuna Florești este o comună dezvoltată, dar mai trebuie și un pic lucrurile așezate acolo.
Ce vă propuneți să faceți dumneavoastră pentru comunitatea din Florești? Eu vreau să înființez acolo un birou de consiliere a cetățeanului. Este foarte important acest lucru, pentru că multe persoane nu își cunosc drepturile. Acest birou, bineînțeles, trebuie să funcționeze în cadrul primăriei. Eu așa sper că o să obțin un spațiu în cadrul primăriei în care să funcționeze acest birou, pentru a facilita accesul la informații a tuturor persoanelor defavorizate și nu numai, și pentru a oferi niște servicii de consiliere în toate domeniile, în educație, sănătate, infrastructură, nu știu, mediere pe piața muncii, orice. Bineînțeles, cu gratuitatea necesară. Ina Aurelia, am 49 de ani, lucrez la Michelin ca agent de curățenie și stau la cămin aici. Am avut cameră de atâtea ori, am fost dată mereu de atâtea ori afară, sunt despărțită, am trei copii mari, fiecare la casele lor, și aș dori și eu vreau să caut o cameră cu chirie. S-a avut o cerere la primărie pentru acordarea unei locuințe sociale, pentru că aici, în căminele astea de nefamilii, sunt multe locuințe sociale. Și probabil mai sunt și libere, că doamna spune că mai sunt libere și sunt nu are unde să locuiesc. Nu văd cu ochiul stâng, sunt operată de două ori, am o pensie foarte mică de 60 de lei. Am cerut și ajutor pentru asta și s-a putut face nimic. Toată partea asta nu mai e normal, nu mai circulă. Am pierdut și cu toate astea lucrați, munciți? Am lucrat de 2 ani de zi, dar lucrez ca agent de curățenie. Care este nivelul de trai al comunității rome din Florești? Pot să zic că este un nivel de trai foarte scăzut. Nu pot să spun acest lucru. Bineînțeles, locurile de muncă lipsesc cu desăvârșire, nu numai în Florești. Asta este generală. Da, corect. Sunt persoane care beneficiază de ajutor social, sunt persoane care merg la muncă, în construcții, în agricultură, care sunt plecați și în străinătate. Mediul de trai nu este extraordinar de rău ca și în alte comunități. De când locuiți aici? De 20 și ceva, 30 de ani. 30 de ani. Trai vârsta pe care o și aveți, de altfel. Da. Da? Aveți copii? Da. Spuneți-ne ceva Am despre cum trăiți. Am doi băieți. Care locuiesc tot aici? Da. Fata o încăsătorită, pe strada e la altă. Dar în curțile acestea, în locul acesta, câte familii locuiesc? Păi eu locuiesc aici. 5 familii. Păi, și ceva nepoți în partea aia. Câte case din acestea sunt? Sau, mă rog, case, impropriu spus. E vreo 4-5. Și cum v-ați așezat aici? Cum a dat Dumnezeu. Pe terenul cui? Al cui e terenul ăsta? Al statului? Nu, asta e terenul cumpărat de tatăl meu. Aveți acte pe el? Am titlul de proprietate, dar nu e pe numele meu. E pe numele proprietarului, cum ar fi. Am înțeles. Da. Buletine, tot, aveți toată lumea și copii și tot. Câți copii? Câți copii ați zis că aveți? 4? Am 4, 2 fete, 2 băieți. 2 fete, 2 băieți. Bănuiesc că aveți și nepoți? Am și o nepoțică. Să vă trăiască. Da, domnule, dumneavoastră. Din ce trăiți? Din bidoane, din prostii din astea, care adică, să mai cumpăr. Exact, da. Mai exact. Ce faceți? Cutii, bidoane, table, fiare, ce se poate și găsi. Le vindeți sau ce? Da, da. Le vindeți. Da. Și reușiți să vă hrăniți familia așa? Copiii dumneavoastră au fost și ei mici la un moment dat. Da. Mai greu. Proveniți dintr-o familie de etnici romi? Nu. Nu. Sunteți româncă. Exact. Căsătorită cu un membru al comunității romi. Așa este.
Cum este o familie? Dar de 20 de ani lucrez pentru comunitatea romă. Am lucrat și în cadrul instituției prefectului Prahova la Biroul Județean pentru Romi. Am lucrat în multe proiecte europene pentru romi, cu Agenția Națională pentru Romi, și tot am încercat de fiecare dată să fac parte din comunitatea lor, și chiar fac parte din comunitatea lor. De 20 și? 20. 20 de 20 ani. De da. Ani. Soțul provine dintr-o familie de lăutari. Da. Da. Cum v-a primit familia de lăutari pe dumneavoastră ca și româncă? Bine că v-am zis că în Florești aproape toate familiile de etnie romă sunt mixte, exact. Bine, da, adică nu există nicio diferență, acolo cel puțin la noi în comun, între familiile rome și nerome. Doar în rare cazuri. Nu sunt vorbitori de limba romanie. Nu sunt vorbitori, avem doar în zona Gării. Avem vorbitori de limba romanie, dar nu foarte mulți. În Florești există un castel, o ruină a unui castel, Micu Trianon se cheamă, al familiei Cantacuzino. Cantacuzinii știți că au fost domnitori. L-au vândut pe Brâncoveanu la turci și au cerut ei tronul și l-au avut. Ei, acolo au făcut o copie fidelă a Trianonului de la Paris și normal că domnița Cantacuzino a cerut să aducă slugi și le-a cumpărat de la Galați, de la Tecuci, de unde se vindeau robi, numai robi frumoși, blonzi cu ochii albaștri. N-o să vedeți acolo, cu câteva excepții, negri, urâți. Sunt toți frumoși. Am avut o nevastă de acolo, că am lucrat la IAV Florești, am lucrat gestionat, am avut o nevastă blondă cu ochii albaștri, din neamul lui Gabor. Crede-mă, îți dau cuvântul meu de onoare, țigani mai frumoși ca la Florești nu găsești în tot județul. Fiindcă domnița a luat așa, a ales. Și nu vorbește nimeni romanic, că n-avea voie să vorbească. E, vedeți dumneavoastră, ei au lucrat în zona aia și ulterior, după ce au fost dezrobiți, au rămas și s-au așezat pe acolo. Și există două mari comunități în Florești, una la blocuri, în majoritatea dintre ei lucrând la Victoria Florești, unde s-a făcut banlocul. Banloc se cheamă că în perioada interbelică există uzina de anvelope acolo, și ceilalți din sat, oamenii ăștia care au reușit să plece de la bloc, de la ghetou, de acolo, și s-au dus în sat și și-au construit case. Nu există meserii tradiționale, dar sunt frumoși. La calul troian și jeaua verde. Ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, nu mi-l pierde. La calul troian, la calul troian și jeaua verde. Ține-mi-l bine, ține-mi-l bine, nu mi-l pierde. Că l-am mai, măi, că l-am mai pierdut o dată. L-am cătat, măi, l-am cătat o vară toată. Vă prezentăm azi un artist al cărui destin este nemai întâlnit în lumea lăutarilor din România. S-a născut pe 15 septembrie 1927 într-o familie de lăutari. De mic el a primit de la tatăl său un acordeon și a studiat cu acesta. Priponit, măi, priponit, un leuștean. L-am găsit, măi, l-am găsit pe la Focșan. Priponit, măi, priponit, un leuștean. Leuștiane, leuștiane, cintea. La 22 de ani, debuta în lumea artistică, iar la 24 de ani s-a prezentat la Maria Tănase, care l-a preluat ca acordeonist în ansamblul ei. A participat cu Maria Tănase la sute de spectacole, iar după moartea acesteia a avut turnee ca solist în Germania, în Franța și în Uniunea Sovietică. Inelinel de aur. Ah, cu piesă la mii
te-am iubit copilă. Dar n-am avut noroc, inelinel de aur, ah, cu piatră luminoasă, măi, eu te-aș iubi copilă. Părinții nu mă lasă. La 47 de ani se stingea în urma unor afecțiuni ca tuberculoză și diabet, dar și datorită unui stil de viață boem. Adio, dragă Nelu! Nică eu plec, se face seară. Dar vezi că lăcrămioara să nu-ți mai curgă iar, că lacrima ce-ți curge din anii tinereții, nu este alinarea. Păi după mine tot așa mă găsesc la dragostea. O, suflete, pe oriunde-i drumul meu mă găsește tot de rău. O, suflete, spre firește și omul nu trece, trece. Uite așa de chin și amar mai toată. Pa, pa, pa. Tu mă iubești, sufletelul meu. Păi nu fi proastă, draga mea, că eu beau în cinstea ta. Sufletelul meu, pă-pa, o, spritul rece. Și omul nu trece, trece. Să trăiască ce iubim și să ne veselim. Că voi pune șaua, vreau să plec. Pe la poarta mândrii mele vreau să trec. Du-i găsi o poartă, fraților, vă jur. Am să-i frâng mijlocul în brațe și pe calzoful. La cârciuma din pădure, măi, cârciumar, măi. Să bem vin, să mâncăm mure, măi, cârciumar, măi. Și nu-i vedea că mă-nbăt, măi, cârciumar, măi. Să nu-mi dai drumul să plec, măi, cârciumar, măi. Adu vin, adu belin, măi, cârciumar, măi. Să avem să ne înveselim, măi cărciumar, măi. Să ducă vestea de mine, măi cărciumar, măi. Că-am băut și-mi este bine, măi cărciumar, măi. Se calcă mure cu
Dona Dumitru, din familia Siminică, s-a născut la Teiș, Dâmbovița, în anul 1926, având un tată violonist. S-a căsătorit timpuriu și a avut doi copii. Cunoscut prin anii 50 deja, el interpreta melodiile sale duioase în localuri din centrul Bucureștiului, iar din 58 înregistrează la Casa Electrecord piese ca Lelea cu coade lungi și Abre nane, abre dade. Multe dintre înregistrările sale sunt făcute la începutul anilor 70 cu Aurel Gore și Ion Mărcean. Morții sale apar 10 piese pe un album cu numele Inel, Inel de Aur. Era în 79, când pe 27 noiembrie artistul trece în lumea celor drepți, iar publicațiile nu fac multe referiri la acesta. De mai faci și pe mine, n-ar mai fi.
Pentru viteză. Ma contro il mio interesse. Și pentru transportatori. Male per te, capitare, qui. Male per voi. Aici au fost păduri. Acum e mobilă. Si tratta ancora di quel terreno. Și multă durere. Forse ti stupire. Telecinemateca, așa cum era odată, marți seară, la TVR1, Răzbunătorul Sartana. Ne interesează cumva să deschidem și o discuție despre oraș și arhitectură în contextul circulației populației. Garantat 100%. Sezon nou. Duminică, invitați tineri arhitecți care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneția. Duminică seară la TVR1. Așa cum a zis și data trecută, televiziunea publică are datoria să facă lucrul ăsta. Vă susținem cu tot ce putem și vă ținem pumnul. Mulțumesc! Mașinuța fuge, nimeni nu ajunge. Are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Toată ziua prin zăpadă vine lumea să o vadă. Mașinuța e ușoară, fuge, parcă zboară. O dăm într-a treia și viteză. Taxi 3 cu Stallone și Cotillard. C'est formidable. Vineri seară la TVR1. Peste 15.000 de români și aproape 2 milioane de semeni de pe întreaga planetă au pierdut lupta cu boala COVID-19. Niciodată până acum nu și-au alăturat efortul atâția specialiști și nu s-au alocat atâtea resurse pentru găsirea unei soluții salvatoare. Vaccinarea reprezintă acum singura opțiune pentru stoparea acestei pandemii. Acest lucru este posibil doar dacă se vaccinează cât mai mulți dintre noi. Vaccinurile sunt sigure și eficace. Și eu mă vaccinez.
Sunt una dintre norocoasele care au apucat ultima generație cu o copilărie frumoasă de țară. De bază al copilăriei mele, cred că a fost pădurea din Slava Rusă. Am copilărit foarte mult, am hoinărit foarte mult pe dealurile satului. Foarte, foarte, foarte mult amintiri pe aceste coline și de peripeții, copil, năzbâtii, obraznică. O timp ăla, obraznic. Acum, nu știu, fiecare își face o altă idee despre mine. Vorbeați tot timpul rusește între voi? Da, dar ținând cont că în Slava am cam, cred că 40% sau mai puțin, să nu mă înșel, trăiesc și familii de români. Am avut colegi la școală și prieteni români. Când erau zile în care ne adunam și erau prietenii care vorbeau limba română și nu înțelegeau limba lipovenească, e logic că vorbeam română, dar în general vorbim lipovenește. Ia za zemlju utapilas, stala na noge svoje, na vsu žiznju poselilas, deretali salavi, na vsu erau tradițiile sau ce era? Era ceva impus legat de religie? Era ceva mai important? Biserica. Dacă nu e biserică într-un sat lipovenesc, nu este sat lipovenesc. Nu e comunitate lipovenească. Practic, tradiția noastră a rușilor lipoveni se învârte tot în jurul religiei, în jurul bisericii, în tot ceea ce ne învață biserica. Am copilărit în mănăstirea de maici, din Slava Rusă, Vovidenia. Acolo am învățat, practic, să ascult de cuvântul Domnului și să cunosc adevăratele reguli ale religiei noastre. Erau verile foarte frumoase în care îmi făceam foarte mulți prieteni. La mănăstire se făcea școala de 3 luni, cât este vacanța de vară, de carte bisericească. Limba slavonă. Învățai practic limba slavonă. Te învățau măicuțele limba slavonă. Știind să citesc în limba slavonă, am început să înțeleg Biblia, cumva.
Pentru că în comunitatea rușilor lipoveni, dacă nu știi limba slavonă, practic nu poți să înțelegi ceea ce se rugăciune de la biserică sau ceea ce scrie în cartea bisericească. Ce aduce bun asta? Înseamnă că sunteți mai cuminți, sunteți mai drepți, mai corecți? Mai... Nu știu dacă suntem mai cuminți, așa ca în secolul 21, nu prea cred că suntem mai cuminți, dar prin secolul 20... Sunt sigură că bunicii mei și străbunicii mei și cred că și părinții mei, care sunt de o anumită vârstă, au respectat atât de strict religia încât, da, pot să spun că au fost cuminți. Au fost, într-adevăr, la linie, știi, exact, respectau exact ceea ce spune. Dar spune-ne așa niște reguli, ce trebuia să faci? Mergi la biserică? În primul rând trebuia să mergi la biserică. Știi cum e, ești copil, se mai iartă în cursul săptămânii că nu te prezinți la o anumită slujbă care se face la biserica din sat. Dar slujba de sâmbătă seară și duminică dimineață era sfântă, era dește trezea dimineață. Mi-aduc aminte, mă trezea mama în fiecare dimineață, duminică, să merg la biserică, deci era un chin pentru mine să mă trezi dimineață. Dar... mă ridicam din pat, mă spăleam pe ochi, îmi puneam costumația. De care era costumația? Fustă lungă, o cămașă, batic, pois, ceea ce reprezentăm noi, rușii lipoveni. Și păr umpletit. Și da, la fetele nemăritate păr umpletit cu lenta, iar la cele măritate chicica sau zbornicul și baticul peste. Eu o să vă împletesc acum o coadă ca să vedeți cum se purta înainte lenta, peste mână, cum... Iar când te măriți, cozile se împletesc, își schimbă direcția, se împletesc cumva invers. Astea sunt detalii pe care le știu bătrânii, noi încă nu... O parte din lenta se împletește în coadă. Când își găsește aleasul, practic această coadă este împărțită în două, se fac două cozi, se împletesc două cozi în alt sens și se pune acest accesoriu pe, la cununie. Deci asta doar cu aprobarea părintelui la biserică. De obicei, bărbatul, când vine bărbatul în atelier, este vorba de o nuntă. Nu am bărbați clienți să-și facă cămăși... standard, în mod, cum să zic, pentru biserică sau... Când este vorba de o nuntă, atunci apar și bărbații, fiind mirii de la evenimentul respectiv. Și atunci îi văd, practic. Ce fel de cămașă e asta? Spune-mi despre ea. Este rusească, lipovenească, tradițională? Este o cămașă tradițională, reinterpretată de mine. Croiul și modelul rămân... adică a rămas același. Dar ce este caracteristic la... cămășile lipovenilor? Tunica, gâtul în special și practic construcția ei. Este o cămașă, la cămașa asta lipsește brâu. Intervine un brâu aici la mijloc, un pois, cum se zice la lipoveni, pois. Să vedem ce am aici. Uite și alb asortat. Acesta se leagă în jurul la mijloc, la bărbați. Când era în slava rusă, cum mergeați îmbrăcate la biserică? O fustă clasică, simplă, o cămășuță, un batic, foarte sărac, foarte... nu era nimic wow. Și la noi, la Lipoveni, cum se fac, cred că și prin alte comunități, în alte localități, târguri unde se întâlnesc, acolo se întâlnește tot satul și fiecare își arată tot ce are, se mândrește cu tot ce are, cel mai frumos, cel mai bun, cel mai... cred că așa se procedează. Ei, la noi, în schimb, nu este târgu, este biserica, este casa Domnului. Noi când mergem la biserică, acolo ne întâlnim. În satele fiind mici sau suntem comunități restrânse, acolo ne întâlnim noi între noi. Noi într-un sat ne cunoaștem toți între noi. Deci nu există să nu-l cunosc
domnul din, de la marginea satului sau cum îl cheamă pe domnul din cealaltă parte a satului. Nu. Ne cunoaștem între noi și atunci nu avem aceste prietenii strânse, vă dați seama, cu toată lumea, dar biserica este punctul comun unde ne întâlnim. Mai întâi am făcut cunoștință cu creațiile Alinei. Mi-au plăcut foarte mult. Le-am admirat și am zis, în sfârșit, cineva care se ocupă și de femeile lipovence. Ținutele ei sunt costume stilizate, dar care redau frumusețea autentică a costumului rusesc. Deci dacă vezi o doamnă îmbrăcată în costumul Alinei, nu poți să zici că e de altă naționalitate. E lipoveancă sau rusoaică. Munca cea mai grea nu am învățat-o efectiv acolo. Munca cea mai grea am învățat-o de una singură. Care e munca cea mai grea, de fapt? Să gândești un model. Să îmbini culorile, să-ți iasă frumos cromatic, să potrivești materialele, dantelele sau ceea ce folosesc eu cu ceea ce lucrez eu, să ai mâna de lucru potrivită ca să-ți iasă ceea ce ai gândit. Una e să o gândești, a doua fază e să o pui pe hârtie și cea mai importantă este să-ți apară produsul finit pe manechin. Dar dacă nu iese acel detaliu care este foarte important în construirea sau crearea unui produs, nu e acel ceva. Nu duce spre perfectul acela, exact, pe care ți-l dorești. Exact, exact. Nu duce spre acel... Nu perfect, pentru că până la urmă nu există perfecțiune, dar acel maxim, știi, maximum din tine, ceea ce este cel mai bun din tine. Și cam tot ce este cel mai bun din mine se vede în ceea ce fac în produsele mele și în creațiile mele. Elementul fustă este cel mai ușor lucru de făcut în croitorie, deci de acolo practic se pleacă baza, cel mai simplu lucru de făcut în domeniul ăsta. Și am plecat de acolo, am zis ca să fiu cât mai singură, că o să-mi iasă. Dar cum erau înainte fustele cu care... Fustele erau mai simple, dantele foarte puțin, dar se găseau panglii și bunicile puneau ori un rând, două, trei de panglici mai, sau simple, doar colorate cu flori, fără să fie... foarte împodobite, cum sunt în vestitele ei fuste cu dantele foarte înalte și bogate și păreau potrivite pentru sărbătorile cele anuale. Respectai sărbătorile anuale, Crăciunul, Paștele, Sfânta Marie, adică Uspenia, cum se zice la lipoveni, îți spun acum dintre cele mai mari. Dar sunt multe alte sărbători care sunt și ele importante.
erau zile foarte importante, zile foarte frumoase, foarte luminoase, foarte, foarte solare în sufletul nostru. Era o pregătire foarte, foarte mare înainte acestor sărbători. Cocături, curățenie, care, deci toată lumea își îngrijea gospodăriile, își detalia fiecare amănunt ca să fie cât mai frumoase, cât mai aranjate, cât mai curate. Și așteptau musafiri, evident. Orice sărbătoare are musafiri în casa lipoveanului. Truda noastră, să spun, din toamnă, pentru că avem vii. Orice gospodărie are o vie în curte. Toamna se culege via, e producția de vin la noi. Și este normal ca în iarnă, fiind un anotimp în care nu ai foarte multă muncă afară, să stă frumos la un șemineu, la un foc, la polijancă, se face o baie fierbinte, se bea un pahar de vin fiert sau depinde fiecare cum îl preferă. Și știți cum e, primul pahar e degustare, al doilea deja că mi-a plăcut, al treilea că este nevoie de mai multă veselie. Și atunci începe o cântare, un acordeon, se mai lasă și cu dans. Cam astea sunt sărbătorile noastre. Cu multă mâncare, foarte multă mâncare. La noi, la Lipoveni, se mănâncă foarte mult, foarte mult. Da, sunt multe mâncăruri speciale. Da, sunt multe rețete speciale, tradiționale, se mănâncă. Iar de sărbători, fiecare familie își pregătește bunătățuri să le pune pe masă și fiecare sărbătorește la prânz, o masă adunată cu foarte multe rude sau persoane, musafiri, așa cum spuneam înainte, adunate la masă. Și de acolo începe totul. Zamoli Sfântul Hotez, nașu Hospodii Iisuse, Hrste Sânii Božii, pomiluj nas. Amin. Otče naš, jiže si na nebesi, da se tice ime Tvoje, da prijde carstvje Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesi na zemlji, hljeb naš nasušnji, daž nam dnes, i ostavi nam dolhi naša, jako že imu ostavljen dožnikom naše, mi ne obedi nas v iskušenje, ne izbavi nas od lukavaho. Slava Otcu i Sine, Svetomu Duhu, i ne ne prisne, vo veke vekom. Amin. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi blagoslovi. Господи, Иисус Христос, Божий, помилуй нас. Аминь. Хлеб, соль. Готов. Всем. Ну, на много лет здравия, мир, любовь, дай Бог. С Новым годом. С Новым годом, с Новым счастьем. Счастья в небо, да. На много лет всем. Господи, Иисус Христос, Божий, помилуй нас. С праздником, с воскресным днем. Повта буна. Приятного аппетита. Ну вот. Хлеб, соль. Așa se întâmplă în România, în fiecare duminică. Se întâmplă când... Da. Se întâmplă. Se întâmplă. Acum, fiindcă o mare parte din sat au plecat, sunt pe afară, și se întâmplă poate de sărbători, sărbătorile mari că vin cu toții, sau anumite zile așa mai importante. În rest... Adică se merge duminica la biserică? Se merge duminica la biserică, bineînțeles, sau dacă este o sărbătoare, cum e Rajastuo, Crăciunul, pe vechi, Paștele și așa mai departe, deci atunci sunt zilele astea unde toți membrii familiei se întorc la părinți, la casa părintească și acolo se întâmplă ceea ce se vede și astăzi. O masă mare cu toate ingredientele posibile și momente cu frumoase. Cu multe bunătăți. Bineînțeles, păi atunci deci că oricine se pregătește să fie ceva deosebit în acea zi de sărbătoare. Asta ținând cont că se ține post. Deci înaintea unei sărbători mari întotdeauna este un post unde se ține și atunci bunătățile într-adevăr se... Da, sunt mult. Ei, sunt abundente, dar da, se și, da, sunt bine primite, bine apreciate, sunt și gustoase în același timp și așa mai departe. Mulțumim mult. Cu mare drag. Cu mare drag să avem poftă. Ați venit și ne-ați fost musafiri. Mulțumim. Poftă bună. Субтитры сделал DimaTorzok.
Pot spune toată lumea, așa, am auzit că sunt cei mai buni cozonași din sat. E vreo rețetă anume? E vreo secret? Nu, nu, niciun secret. Cam ce ați pus acolo? Ce ați amestecat în... de la început? De la început am făcut ca o plămadă așa mică, cum se spune la noi, o parcă, se spune. Puțin lapte așa mai călduț și după aia s-a răcit puțin. Am pus 3 ouă, ca un pahar de ulei, o mână așa bună de zahăr și drojdie și las să dospească. Și când a dospit, după aia am plămădit. În plămadă decât ouă, zahăr și încă drojdie mai pui. Și când crește plămadă, atunci frământ. La frământare se pune laptele și zahăr mai presari. Că mai pui zahăr și în lapte, că nu pui tu să presari pe cozonac când frămânți. Mai pun jumate în lapte și jumate presar. În lapte, în plămadă. Că dacă îl pui tot odată, el se lasă. Și după aia, cum e cu frământatul? Și la frământat pun lapte, drojdie, ulei, la frământat ulei pun. Și cât timp îl frământați? Cam cum trebuie să fie? Cam o oră. Și după aia cât stă la crescut? La crescut și o oră, și o oră jumate. Depinde. Eu niciodată nu ăsta. Nu pun drojdie mai multă, că el nu stă după aia moale. Se fărâm așa. Îl las să crească și toată ziua dacă ăsta, și tot crește. Și mergem să pun un tăj. Punem cozonacul în tăj. Nici nu-l folosesc. Repede să crească cozonacul, trebuie să crească încet. Și toată ziua, că el n-are nimic. Faceți des cozonac? Fac cozonac ca și pâine. Când are copiii poftă, atunci le fac. Și nuca, așa din abundență, tot timpul îi puneți? Așa pun, că le place cu nuca mai multă. Nu trebuie să... Cum e cozonacul în rusă, în lipovenește? Cum îl denumiți? Adică să-mi spune, să mi le traduceți cum ar veni. Cum tot îi spune? Cozonac spunem. Da? Da. Rețeta e de la 12 ani? 11 ani? Rețeta asta? Da. Rețeta asta încă bunica mi-a trăia. Și făceați cu ea? Vă punea să faceți? Da, am văzut eu cum făcea ea și mi-a arătat. Și pâine de la ea am învățat și cozonacul tot de la ea. Câți cozonaci ați făcut așa de-a lungul vieții? Numai pentru familie sau...? Când erau copii mai mici, făceam câte 12 cozonaci. Și acum, dacă mai e ăsta, câte 8 fac. Câți copii aveți? 4. 4. Și nepoți? 6. Mulți înainte să fie sănătoși. Mulțumesc. Când vin, se așează pe lejancă, nimeni nu se dă jos de ea. De la ea. Le place la toți. Și lipovenește ați vorbit întotdeauna în casă? Da, și românește, nu pe stradă asta, numai români avem. Eu între români sunt aici. Copiii de mici știau românește. Dar nepoții vorbesc lipovenește? Românește vorbește. Am fata, e maritată cu român. Păi, iată, nu știi lipovenește deloc, dacă n-au vorbit în casă cu el. Ce mâncăruri tradiționale rusești, lipovenești, le mai faceți? Ce de toate. Sarmale mai ales, sarmale, piftele, tocane, de toate feluri, varză cu carne. Știi. Ciorbă din aia cu varză, cum se face la noi. Supe, răcituri, de toate feluri.
ciorba aia cu varză se spune știi. Supă, tot supă se spune. Da, varză cu carne se numește capusta. С мясом, что все на месте. И рачитурили? Рачитурили, если спун холодец. Стоуна, если там пусть скрептым трудным огнем. Важно за финал. Да. Вам голит. Когда я мика, asta era ultima mea dorința. Ce mă mai dorința? Cingu mănâncă. Gata. Camera? Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Gata, așezați-vă. Dacă vrei. Și voi cu noi. A, gata, gata câmpul, să uite. Aproape, aproape, gata. Eu când revin în satul meu natal, mă relaxez. Știu că rămâne cumva un pic timpul în loc. Și atunci pentru asta vrei tu să aduci tradiția înapoi? Nu neapărat vreau să o aduc eu personal înapoi, dar... Măcar o parte din ea. Nu vreau să o aduc eu înapoi, dar mi-a plăcut tot timpul ceea ce am văzut în copilărie, ceea ce am trăit în copilărie, ceea ce am învățat din copilărie și... Deci lucrurile pe care le știu din copilărie mă fac să mă simt bine și atunci orice viață trăită merită să fie trăită în modul în care te simți bine. Și am ales aceste lucruri. Fiecare lucru pe care îl fac mă fac să mă simt solară, energică și îmi trăiesc viața așa cum ar trebui să fie trăită. Cu ceea ce fac, fac cu foarte multă plăcere, cu foarte mult drag și mă simt bine. Sunt foarte multe persoane în Slava Rusă care, foarte mulți tineri, mai bine spus, care încearcă să readucă la viață sătucul nostru abandonat de tineret, de clasa tânără. Practic aici au rămas doar bătrânii. Cei tineri sunt plecați prin străinătate pentru o viață mai bună, pentru un câștig mai bun. De vreo 5 ani încoace, mulți tineri se reîntorc. Își construiesc case, își formează familia aici, încearcă să readucă fiecare element important din tradiția rușilor lipoveni și din obiceiurile lipovenilor. Din prima zi de când am auzit că se va organiza un grup, au început fetele să întrebe cine vrea să cânte și bineînțeles că am participat de la prima întâlnire. Am luat parte la... și am început să culegem cântece, să ne aducem aminte din ce cântau bunicii, părinții noștri și cântece mai vesele, cântece mai triste. Cred că în orice casă unde locuiește o femeie sau o fată lipoveancă, există deja o fustă cu amprenta mea. Wow, deci pe toată harta așa a României, unde sunt comunitățile de ruși lipoveni, da. Deja ai ajuns? Da, am ajuns și în Australia, adică comenzile mele sunt pe la Sydney, pe la bisericile de ruși lipoveni în Australia. Cumva ne-ai împrietenit cu comunitatea rușilor lipoveni din Vodari. Cum a fost legătura ta cu ele? Cum ai început să colaborezi? M-au contactat doamnele, m-au chemat la dânsele să stăm de vorbă. Inițial nu știam despre ce este vorba. Am zis că merg până la comunitatea rușilor lipoveni din Vodari. Probabil au vreun eveniment și fiind în domeniu mă ocup de lucrurile acestea, probabil o să-mi fac o invitație undeva la vreun eveniment al lor. În schimb, mi-au propus să le realizez costumele populare, cum le spunem noi, pentru ansamblul
Marscuia Zvezdăcchi din Vodari. Când eram mică, nu cred că era un vis, dar din ceea ce făceam și ceea ce combinam, să spun așa, cred că înclinația mea a fost să devin medic legist. Îmi plăcea să desfac cadavre, lucruri, mortăciuni. Dar unde le găseai? Ei, lăsat în slava rusă, găsești șerpi, broaște, la orice casă, oriunde, prin orice râguleț, prin orice tufiș, așa găsești ceva mort și eram foarte pasionată de lucrul acesta. Îi tăiam, îi despicam, îi controlam ce au înăuntru, cum arată inima, cum arată tot ce avea sărăcuța pe acolo. Mă rog, când am crescut mai mare, mi-am dat seama că nu este pentru mine această meserie și am renunțat. Intrase-i cumva când? La ce vârstă? Sau ce ai făcut înainte? Intrase-i cumva în legătură cu lumea modei? Cu lumea modei intrasem prin 2001, când am emigrat, așa se spune, nu? În Italia. Am plecat și o să-mi găsesc viitorul prin alte țări. Când s-au deschis granițele, toată lumea pleca, normal că trebuie să plec și eu, adică eu nu o să plec cu lumea, era ceva bătut în cuie. Și am plecat, m-am aventurat. A fost greu și acolo nu a fost un început foarte, foarte ușor. Dar cu cine ai plecat sau cine mai era înainte acolo? Am avut prieteni care m-au luat în primire, practic. N-am plecat nici chiar așa de nebună, ca să n-am unde să stau sau să dorm. Nu era aventura aia singuratică, așa? Nu. Nu era aventura aia singuratică, dar cunosc o mulțime de persoane care au trăit aventura aia singuratică și nu, n-am ajuns încă până acolo. M-a ferit Dumnezeu. Da, la început, ca orice om care pleacă în afară, își caută cea mai joasă muncă, lucrează, își câștigă un ban, să aibă cu ce să trăiască, să plătească o chirie și cam asta e tot prin alte țări. După ce începi să prinzi rădăcini, atunci începi să vezi tot ce este în jurul tău. Și ce ai făcut în Italia? 3 ani de zile am lucrat ca babysitter. Primii 3 ani de zile am avut grijă de 2 copilași, 3 ani de zile am crescut practic. După ce au crescut copiii și am schimbat și eu locul de muncă, m-am mutat în Milano. Am fost în Torino 3 ani de zile, am lucrat acolo. Acolo a fost punctul de plecare. După ce mi-am făcut prieteni și cunoștințe în Milano, m-am mutat practic acolo. Am zis că am mai mulți prieteni aici, am mai multe șanse să fac ceva și am zis să trăiesc și într-un alt oraș decât Torino, adică să fac și o schimbare. Milano e lumea modei. Lumea modei, centrul modei. La 1,80 aproape ai mei, n-aveai cum să mergi să pleci în Milano și să lucrezi într-un bar. Nu exista, adică să fim serioși. Și adică a fost foarte ușor. A fost foarte ușor pentru mine să fac modeling, având prietene în domeniu, că așa ne-am cunoscut. Având prietene în domeniu, ieșeam. În Milano se iese seară de seară, adică nu există o seară în care nu găsești un loc unde să mergi să dansezi. Nu, e viață. E de luni până luni, este viață în Milano, nu există pauză. Și ieșind, dați seama, viața de nocturnă e frecventată de oameni din modeling. Și acolo am cunoscut persoane care m-au îndrumat să fac modeling. M-au încurajat. A fost foarte ușor, pentru că deja îmi dădeau contacte, îmi trimiteau contracte, te duci și probabil mi-a și plăcut ideea asta și a fost m-am
Am învățat foarte repede, adică a venit natural să fac lucrul acesta, prezentări și fotografii sau... Nu trebuia să studiez fotografia sau modeling-ul sau, știi, a fost totul natural. Deci m-au pus pe scenă prima dată pe tocuri de 20 de centimetri care nu purta să rămân în viața mea. Am făcut doi pași, am prins echilibru și am zis, bă, asta e, a mers. N-am căzut, am zis că e drumul meu. Și așa a plecat totul. Conta vreodată faptul că ești rusoaică lipovenică? Da. A contat foarte mult. De exemplu, e un designer foarte renumit în Italia care, când făcea o prezentare de respectiva colecție, el prefera fete rusoaice. Deci el nu vroia altceva decât fete ruse. Și atunci selecta, se făcea un casting și se alegeau fetele care fac respectiva prezentare. Și atunci am cunoscut și foarte multe fete rusoaice, am prietene prin Moscova, prin, cred că în toată Rusia, dacă stau să mă gândesc, am câte un contact cu fetele de acolo. Ce-ai rămas din toate hainele pe care le-ai văzut? Simțeai nevoia să le modifici? Simțeai nevoia să le îmbunătățești? Nu, pentru că... Sau era ceva ce... Nu, n-ai cum să te duci să prezinți pentru cineva atât de... să vin eu care să modific ce. Nu exista chestia, n-am avut niciodată, dar am rămas cu, cred că am furat multe detalii în ceea ce fac, le folosesc acum în ceea ce fac eu. Cred că acolo am învățat să pun accent pe detaliile, nu știu, unui produs sau, nu știu, eleganța și nu știu cum să mă exprim. Italienii au un ceva al lor prin care ies în evidență. Și acel ceva trebuie să se nască cumva în tine. Dacă nu îl ai în interiorul tău, nu poți să-l aplici, nu poți să-l exteriorizezi pe ceva. Și cam asta fac eu. Am prins de acolo multe idei de care mă folosesc acum și care mă ajută foarte mult să avansez în ceea ce fac eu. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri, nu numai în construirea unui produs sau în crearea unui produs, dar și în prezentarea lui, în relația mea cu clientul, în tot ceea ce se învârte în jurul meu acum, câte puțin este furat din altă parte, nu oameni mai importanți, oameni mai mari. Dacă eu mă simt bine la acest frumos loc, cred că orice persoană care vine să-l cunoască, să viziteze. Da, dar tu te-ai născut aici, nu e același lucru. Chiar dacă m-am născut și este natal, orice persoană sau oricare vizitator care vine să ne viziteze și să vadă ceea ce avem aici, l-ar încânta. Și dacă ar veni aici un turist care nu e Rus Lipovean, ce ar putea să facă? Iarna îl invităm la o plimbare cu Sania. Primăvara la cules de ghiocei. Primăvară mai târzie avem covorul frumos de bujori din pădure. Vara avem pădurea frumoasă în sine sau peisajele din jurul localității. Toamna îl punem la treabă, la cules de vie sau tăia de vie sau, nu știu, la orice altă activitate de toamnă. Iar iarna îl invit
la o cană de vin fiert, lângă un foc, cum suntem acum, la un șemineu frumos, într-o pensiune, la o cântare, la un dans, o muzică la acordeon, sărbătorim. Oare ce am învățat noi românii în acest an plin de provocări? Am învățat că împreună putem deschide o nouă cale. Că există alternative ce transformă vacanțele în povești. Sau care aduc mai multă armonie în familie. Și chiar dacă nimeni nu știe ce ne pregătește ziua de mâine, la NN privim cu speranță spre viitor și îți dorim un an plin de vești bune și alternative care aduc bucurie. Pentru NN, tu contezi. Anul 2021 vine cu un nou început.